Având în vedere cercetările care se efectuează în două dosare penale instrumentate de parchetul de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și muniților, polițiștii serviciului arme exploziv și substanțe periculoase au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Vișeu de Sus. În urma perchezițiilor au fost identificate 2 arme de vânătoare, un revolver și 130 de cartușe de vânătoare cu capsele nepercutate, toate deținute ilegal, un dispozitiv pentru atenuarea zgomotului, 12 coarne de cerb nepereche, 6 copite de căpriori, 2 crotalii pentru vânat și un dispozitiv de vedere pe timp de noapte. Armele identificate împreună cu întreaga cantitate de muniție au fost ridicate și urmează a face obiectul unei constatări criminalistice balistice. Perchezițiile s-au desfășurat cu sprijinul a 2 cupluri chinotehnice din cadrul Serviciului de Ordine Publică, lucrători din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sud, Poliției Orașului Borșa, Poliției Orașului Dragomirești, luptători din cadrul Serviciilor de Acțiuni Speciale Maramureș și Serviciului de Acțiuni Speciale Bistrița-Năsăud, precum și lucrători din cadrul ITPF Sighetu Marmației.